Resturile menajere ale locuitorilor din județul Mureș vor ajunge de anul viitor într-un nou centru ecologic pentru deșeuri. Construcția depozitului se află în localitatea Sânt Paul, la 25 de kilometri de orașul Târgu Mureș. Este un proiect vital pentru județul Mureș. În momentul de față, în județul Mureș există un singur depozit pentru deșeuri la Sighișoara, care însă a fost proiectată pentru zona Sighișoara. Scopul proiectului este implementarea unui nou sistem de gestionare a deșeurilor care se bazează pe sortarea și reciclarea materialelor refolosibile. Potrivit reprezentanților firmei Hidroconstrucția S.A., cea care se ocupă de construirea noului depozit, gunoaiele care ajung aici vor fi tratate mecanic și biologic cu ajutorul unei instalații unice în România. Valoarea întregii investiții. Pe lângă această instalație de tratare mecanobiologică, mai avem aici celula propriu-zisă în care se depozitează deșeurile și mai avem 5 depozite existente pe care trebuie să le pasivizăm. Depozitele de deșeuri neconforme care vor fi închise în perioada următoare sunt în localitățile Iernut, Luduș, Cristești, Sovata și Reghin din județul Mureș. E un proiect care va deservi pe o perioadă de 30 de ani întreg județul Mureș în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. Viitorul depozit va fi funcțional din mai 2013 și face parte din proiectul de management al deșeurilor județului, finanțat de Uniunea Europeană.